Am văzut trenul când a trecut. Noi făceam beton. Și am auzit că s-a oprit tren. Și cum, cine știe ce-o? Și suna. A trecut imediat salvarea. Domnule, ce livada de pomi, de meri, nu mai este. Și i-am spus, domnule, undeva pe aici, dacă, că a zis că aici s-a oprit trenul. Și pe urmă, cu mașina a doua, a treia. Teribilul accident s-a petrecut în această dimineață în jurul orei 9. Ajunși la fața locului, anchetatorii nu au mai putut recupera decât o pereche de cizme de cauciuc. Impactul a fost atât de violent încât victima a fost spulberată. Am auzit trenul șuierând, a oprit, am auzit pe urmă că este o femeie și a lovit-o trenul. Soția s-a dus să ia niște țigări la băieții ăștia și acolo a auzit că a lovit o femeie bătrână, zice, era cu lemne în spate. Cel mai probabil, spun martorii, femeia venea din livadă și se îndrepta spre casă. La trecerea cu calea ferată, din cauza vegetației foarte dese, dar și a curbei, nu a văzut garnitura de tren. Anchetatorii nu exclud nici o posibilă sinucidere. N-avea copii, n-avea decât niște nepoți, femeia a fost foarte gospodară, dar cu ani a dat în prosteală, așa se zice. Să nu fie auzit trenul. Ori n-a auzit, ori s-a aruncat ea înaintea lui. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă. Echipajul de terapie intensivă mobilă a fost solicitat pentru un accident feroviar. La fața locului a fost găsită o victimă de sex feminin cu leziuni incompatibile cu viața. A fost declarată decedată. Polițiștii au deschis acum și un dosar penal pentru ucidere din culpă.